Vremea rece din ultimele zile a dus la creșterea numărului cazurilor de viroze respiratorii cu 30%. S-au înmulțit și cazurile de îmbolnăvire cu virusuri gripale. Potrivit medicilor, în ultimele 3 săptămâni au fost înregistrate 60 de cazuri de infecții respiratorii acute superioare, acestea fiind depistate la toate categoriile de vârstă. Gripa este o maladie cauzată de un virus care afectează gâtul, nasul, laringele, bronșele și chiar plămânii. Sursa de infecție este însuși nemijlocit bolnavul de gripă, se transmite prin calea aeriană. Primele simptome sunt apariția bruscă a febrei, cefalee, slăbiciune, dureri în mușchi și în articulații. Din prima consultație la medicul de familie, adică este necesar în caz de apariție acestor simptome de solicitat vizita medicului de familie la domiciliu. Mulți dintre locuitori preferă însă metodele tradiționale de prevenire a îmbolnăvirii. Astea mai mult cu proaspăt și ceva proaspăt și trebuie să ne ferim, să ne păzăm singuri pe noi, că nici nu știm de la ce s-au luat. Poate ești de la mâncare, dar poate ești de la rășeală, dar poate la tete este. Și ne păzăm, ca așa bătrân, dar ne păzăm. Aici de casă? Da, de casă. Țină, uite, le folosesc. Folosiți și acestea, da? Da. Și vă ajută? Ajută. Au ușit microbii. Nu, noi ceai bem din plante naturale. Bem romaniță. Ce mai sunt acolo? Floare, ceapă, usturoi, tot mâncăm. Medicii ne îndeamnă să fim precauți. Medicul de familie trebuie să evalueze severitatea bolii, adică gradul de severitate. În caz de gripă de formă ușoară sau medie, este necesar de izolat bolnavul la domiciliu și de iniția tratamentul simptomatic. În primul rând, se indică antipireticile, ca paracetamolul și ibuprofenul. Aspirina este contraindicată persoanelor până la 18 ani. Se indică vitamine, o cantitate mai mare de lichide pentru fluidizarea secrețiilor. Medicii recomandă populația să respecte regulile de igienă, să evite locurile aglomerate și să se prezinte la spital în cazul apariției primelor simptome de gripă. Cei care ar trebui să țină cont și mai mult de sfaturile medicilor sunt persoanele care suferă de afecțiuni cronice, bătrânii și părinții care au copii de vârstă preșcolară.